Atunci când ne confruntăm cu o problemă cu privire la care suntem nesiguri dacă este sau nu voia lui Dumnezeu, este bine să ne punem 12 întrebări. Pe măsură ce răspundem în mod sincer acestor întrebări, va deveni din ce în ce mai limpede pentru noi care este voia lui Dumnezeu. Prima întrebare. Din ceea ce știu eu, contravine vreunia dintre învățăturile lui Isus și ale apostolilor sau spiritul noului testament? Vezi 2 Timotei 3, versetul 16 și 17. A doua întrebare. Este ceva ce pot face cu o conștiință curată? Vezi 1 Ioan, capitolul 3, versetul 21. A treia întrebare. Este ceva ce pot face pentru slava lui Dumnezeu? Vezi 1 Corinteni 10, versetul 31. 4. Este ceva ce pot face împărtășie cu Isus? Coloseni 3, versetul 17. 5. Pot să-i cer lui Dumnezeu să mă binecuvinteze în timp ce fac acel lucru? Vezi 2 Corinteni 9, versetul 8. 6. Dacă fac acel lucru, ar toci marginea spiritualității mele în vreun fel? Vezi 2 Timotei 2, versetul 15. 7. Din tot ceea ce știu, va fi acel lucru folositor și edificator din punct de vedere spiritual? Vezi 1 Corinteni 6, versetul 12 și capitolul 10, versetul 23. 8. Aș fi fericit dacă aș fi găsit făcându-l în momentul în care se întoarce Isus pe pământ? Vezi 1 Ioan, capitolul 2, versetul 28. 9. Ce cred frații mai înțelepți și mai maturi despre acest lucru? Vezi Proverbe 11, versetul 14, capitolul 15, cu 22, capitolul 24, versetul 6. 10. Dacă alții ar afla despre faptul că fac acel lucru, ar aduce aceasta dezonoare numelui lui Dumnezeu? sau ar distruge mărturia mea. Vezi Romani 2 versetul 24 și 2 Corinteni 8 versetul 21. 11. Dacă ar afla alții despre acest lucru, iar face oare pe ei să se poticnească? Vezi Romani 14 versetul 13 și 1 Corinteni 8 versetul 9. Și 12. Mă simt liber în Duhul meu să fac aceasta Vezi 1 Ioan, capitolul 2, versetul 27. Așadar, caută toate referințele din Biblie menționate mai sus și meditează asupra lor, și vei cunoaște astfel voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze.